Pandemia nu a pus punct proiectelor importante de infrastructură din Chișinău. Muncitorii instruiți să respecte normele de siguranță continuă să iasă la muncă pentru a reabilita străzile capitalei. Pentru început, se repară porțiuni de drum, se schimbă borduri și se amenajează trotuarele. Precauți și respectând regulile impuse de autorități, drumarii muncesc la reabilitarea unora dintre cele mai importante artere din sectorul Râșcani. Strada Miron Costin va fi reparată capitală în această primăvară. În același timp este reabilitat trotuarul de pe ambele părți ale bulevardului Moscova. Pretorul sectorului Vlad Melnic vine și cu o noutate bună. Zonele pentru pietoni vor fi pavate, iar în urma lucrărilor de rutină pe trotuare nu se vor mai forma gropi cauzate de asfaltul turnat. Moscovskaya prospekt este centralna, главна улица сектора. И последний раз ремонты здесь велись, наверное, в начале 80-х, когда эту дорогу априори строили. С того момента ремонта никакого не было. Все эти вещи, прекрасно мы понимаем, делаются для людей, чтобы всем им было удобнее жить, передвигаться. În această primăvară sunt în derulare și proiecte de amenajare a mai multor parcuri, unul dintre care este parcul La Izvor din cartierul Sculeni, care este și cel mai mare din capitală.